Bună ziua! Cu ocazia Zilei Internaționale a Filozofiei, Noua Acropolă vă propune în acest an o serie de evenimente dedicate limbajului simbolic. În această direcție, noi cei din Filiala Iași, prin Marius Andro, cel care vă vorbește, vom discuta astăzi despre câteva simboluri ale stăpânului Inelelor, cartea lui J.R.R. Tolkien. După cum probabil că știți, este una dintre cele mai cunoscute și cele mai îndrăgite cărți la nivel mondial. Este tradusă în multe limbi, ea fiind o continuare a unei alteia scrisă anterior, numită Hobbitul, și care face totodată parte din universul imaginat de Tolkien în cartea cunoscută sub numele de Silmarillion. În unele scrisori, autorul mărturisește că prin cărțile sale el dorește să construiască o nouă mitologie care să aibă în centru civilizația occidentală. De altfel, el a fost un profesor de la Oxford, foarte bun cunoscător al mitologiilor Europei în mod special și un foarte bun lingvist. El de altfel dezvoltă și un limbaj, o limba elfică, aproape în întregime este dezvoltată în universul pe care el îl creează. Dacă vom citi cărțile lui sau chiar și prin filme, se pot observa aceste dese referiri la vest, la locul din care, de exemplu, au venit Númenorenii, urmașii oamenilor primitivi și Aragorn fiind unul dintre ei, sau mai încolo de această insulă scufundată a Númenorului se află însuși tărâmul Valarilor sau tărâmul, acești valari sunt zei din mitologia lui Tolkien. De asemenea, un aspect important este acela al faptului că, așa cum se întâmplă cel mai adesea, filmele realizate după cărți nu respectă pe de-a întregul linia autorului și, similar, se întâmplă și în cazul filmelor regizate de Peter Jackson, care, deși sunt foarte bune și au marele merit de a aduce în atenția publicului minunata lume pe care Tolkien o creează, totuși, pe alocuri, modifică firul epic, modifică unele personaje și unele situații. Bun. Acestea fiind spuse, haideți să trecem pe scurt prin poveste, pentru ca apoi să petrecem un timp cu unele personaje și unele simboluri. Așadar, acțiunea se petrece pe un tărâm mitic, Pământul de Mijloc, care este populat de diverse tipuri de ființe, oameni, elfi, gnomi, hobiți, orci, vrăjitori și încă multe altele. Toată acțiunea este centrată pe lupta dintre cele două forțe din univers, binele și răul, despre care vom vorbi puțin mai târziu. În Stăpânul Inelelor, răul este simbolizat de Sauron, o ființă foarte puternică, cea care a creat inelele magice pe care le-a dat oamenilor, elfilor și gnomilor. Însă, el, în secret, și-a făcut un inel suprem prin care putea să le domine pe toate celelalte și, în același timp, îi sporea foarte mult propria sa putere. În încercarea de a domina întregul Pământ de Mijloc, pornește un război împotriva tuturor semințiilor libere. Dar oamenii și elfii se unesc și, conduși de cei doi mari regi, Elendil și Gil-galad, reușesc să-l învingă cu prețul propriilor vieți. Inelul este pierdut și, după multe peripeții, găsit de către Bilbo, hobbitul care este personajul central al precedentei cărți. Acesta îl dă mai departe nepotului său Frodo, fără însă a ști cât de important este de fapt acel inel. Astfel începe cartea și scopul principal al tuturor aventurilor este distrugerea acestui inel, pentru că Sauron
revine, renaște într-un fel și caută să redobândească inelul pentru a putea să domine din nou pământul din mijloc. Având în vedere misiunea aproape imposibilă pe care o are micuțul hobbit, Frodo, de a distruge acest foarte puternic instrument, el are nevoie de ajutor, care vine prin intermediul frăției inelului, adică un grup de camarazi care pleacă împreună cu el pentru a-l ajuta. În cele din urmă, acțiunea se împarte în două fire epice. Una care îl urmărește pe Frodo și pe servitorul său Sam, un alt hobbit, care cei doi merg împreună în Mordor pentru a distruge inelul, iar un alt fir epic îi are ca protagoniști pe cei pe care l-au însoțit și din aceștia fac parte Aragorn, pribeag din linia regilor și moștenitor al tronului. Pribeag are o anumită semnificație în lumea lui Tolkien. Apoi mai este Boromir, un prinț din Gondor, Gandalf, un magician, un vrăjitor, un elf, Legolas, un gnom, Gimli, și alți doi hobbiți, Merry și Pippin. Toți trebuie să treacă prin multiple întâmplări și bătălii pentru a rezista uriașei forțe și uriașei armate pe care Sauron o pregătește pentru a domina din nou sau pentru a încerca din nou să cucerească lumea. Tot ceea ce am descris aici, pentru cei care nu au văzut filmul sau pentru cei care nu au citit cartea, poate nu are foarte mult sens, dar, cum spuneam, nu aș vrea să fac spoilere, așadar vă invit să descoperiți această interesantă poveste. Dar haideți să vedem câteva simboluri care, cred eu, pot să fie înțelese, cu toate că cineva nu a citit sau nu a văzut filmul. Primul despre care vom vorbi este simbolul eroului. Ce înseamnă erou? Să zicem, un fel de definiție pe care am putea să o dăm, evident, nu definiție absolută și exactă, dar ceva care să ne poată ajuta în a înțelege acest concept. Am putea să spunem că erou este cel care își depășește condiția, dedicându-se unui scop superior și ieșind victorios din probele vieții. Este descris în diferite feluri, în povești, în mitologii, în epopei. Aici, în Stăpânul Inelilor, îl întâlnim cel mai bine prin cei 9 camarazi, prin cei 9 participanți la Marea Aventură. Fiecare dintre ei pleacă în această aventură, care nu este una deloc confortabilă, poate pe unii dintre ei nici nu îi privește în mod direct, însă, într-un fel, soarta lumii depinde de izbânda sau eșecul a ceea ce ei încearcă să facă. Atunci când vorbim despre erou, putem vorbi despre anumite trăsături emblematice. Noi acum ne vom referi la două din ele. Prima este că, în general, eroul este reprezentat ca un personaj neobișnuit. Este reprezentat ca fiind diferit de ceilalți. Și asta simbolizează omul individualizat sau omul care are potențialul de a se individualiza, pentru că persoanele se aseamănă, dar indivizii sunt unici și doar ei pot să își asume destinul eroic. Întâlnim această caracteristică în toate poveștile, în tot folclorul lumii, în care în Grecia, spre exemplu, ne este înfățișat eroul ca având o natură duală, este pe jumătate zeu, pe jumătate om,
sau chiar și în poveștile populare românești, un personaj cum este Făt Frumos, se vede că nu este la fel ca toți ceilalți, nu? Fie că nu se naște la fel ca toți ceilalți, fie el este un om care crește într-un an cât alții în 7. O a doua caracteristică deosebit de importantă pentru erou este că el trebuie să aibă o misiune, trebuie să aibă un ideal prin care să-și îndeplinească destinul. Misiunea și idealul aduc cu ele multiple dificultăți, care însă au rolul de a trezi virtuțile latente în ființa sa. Poate să apară o întrebare: dacă noi astăzi avem o posibilitate de a integra acest arhetip, dacă putem să trăim o condiție eroică în viețile noastre. Nu? Și răspunsul este că da, dacă suntem dispuși să mergem pe acest drum al individualizării, atunci putem să ne apropiem încetul cu încetul de o viață de tip eroic. Și viața de tip eroic este una, poate să fie una cotidiană. În măsura în care privim viața ca pe o aventură, în măsura în care ne propunem să învingem în această aventură, în măsura în care nu mai suntem preocupați doar de propriile noastre probleme, ci încercăm în măsura posibilului să contribuim la bunul mers al lumii, chiar dacă este prin ceva mic și aparent nesemnificativ. Adică, în măsura în care reușim să privim viața o proprie ca pe o oportunitate de a scoate la iveală potențialele noastre latente, atunci vom începe să parcurgem și noi acest arhetip sau acest drum al unei vieți eroice. Un alt personaj simbolic este reprezentat prin războinic sau prin cavaler. Portretizat cel mai bine de Aragorn, întâlnim o serie de caracteristici distinctive. Mai întâi, două caracteristici sunt cele de onoare și demnitate. Aragorn nu este rege. Cum spuneam, este un pribeag, este un om care face parte dintr-o categorie pe care Tolkien îi numește Dunedain și care nu își uită originea și descendența, dar cum fac acest lucru? Nu încearcă să se impună ca și regi în diferitele locuri prin care ei călătoresc, ci se străduie să trăiască după niște principii superioare și în felul acesta ei sunt cei care îi ajută mereu pe ceilalți. Ei sunt, printre altele, cei care protejează frumosul și liniștitul tărâm al comitatului de diferite amenințări care sunt în jur. Sunt cei care veghează tăcut, fără a fi cunoscuți de oamenii obișnuiți. O altă caracteristică a cavalerului este că el se ghidează după un cod de onoare, după înalte principii morale. Îi apără pe cei mai slabi, veghează la menținerea ordinii și se străduie mereu să fie just. Cavalerul și regele sunt cei care pot să-i conducă pe ceilalți oameni, dar nu prin poruncă, ci prin exemplu. Aragorn este urmat de oameni, este urmat de Legolas, de Gimli, nu datorită faptului că el este de linie nobilă, ci în primul rând pentru că el are voința și puterea de a realiza ceea ce este mai dificil. Adică el este urmat ca urmare a exemplului pe care îl oferă. Autoritatea sa este recunoscută de cei din jur
nu datorită titlului de noblețe, pe care mulți nici măcar nu îl cunosc, ci a modului său de a fi. Dacă ar fi să rezumăm într-o singură calitate acest simbol al cavalerului sau al războinicului, acesta ar fi voința. Și asta se vede foarte bine la Aragorn, pentru că voința este cea care îi permite să treacă prin probe foarte dificile, nu? Este cea care îi permite să înfrunte întunericul și spaima de Nazgul, niște ființe foarte înspăimântătoare, trece prin regatul morților și îl înfruntă la un moment dat pe însuși Sauron prin intermediul Palantirului. Dacă am vorbit despre cavaler, se cuvine să vorbim și despre doamnă, care este un alt arhetip complementar celui de cavaler. Doamna sau regina este complementar cavalerului sau regelui. Aici cel mai bine este evidențiat acest arhetip prin personajul lui Galadriel. Apare și Arwen, este și ea cea care devine soția și regina lui Aragorn, însă este mai puțin bine reprezentat decât Galadriel. Galadriel reprezintă dragostea, reprezintă viața, iar regatul ei, Lorien, este unul magic. Pentru Tolkien, magia este în directă relație cu elementele. Sunt pământ, apă, aer și foc, vechile simboluri alchimice care pot fi extrem de ușor găsite în lumea creată de el. Doamna Galadriel este printre cele mai puternice ființe din Pământul de Mijloc, dar puterea ei este cu totul alta decât cea a războinicilor. Tolkien, în general, nu masculinizează aspectul feminin și nu îl feminizează pe cel masculin. Puterea feminină vine din viața însăși, din capacitatea de a crește, de a regenera, de a susține. Este o putere inerentă a pământului și a celui care se exprimă, a pământului și a cerului, care se exprimă prin frumusețe, prin grație, prin energie. Toți cei care ajung în acel tărâm în care se află Galadriel, în Lothlorien, sunt revigorați, ca și când ar fi intrat într-o altă dimensiune. Practic, acolo ei, într-un fel, se află în sânul însuși al naturii. Este locul în care se spune în Stăpânul Inelilor că acei copaci extraordinari din acea pădure, frunzele lor nu cad niciodată. Pentru că este un loc care simbolizează însăși viața, care niciodată, viața doar se transformă, nu există moarte în adevăratul sens al cuvântului. Următorul personaj despre care vom vorbi acum este înțeleptul, magul, portretizat prin Gandalf. El este îndrumătorul celor care îi acceptă sfatul, cel care îi ajută pe toți să își îndeplinească destinul propriu. Acțiunea descrisă în Stăpânul Inelilor poate fi văzută ca un tot unitar, ca o sinfonie în care există diferite momente, actori, elemente, dar care toate sunt unite. Gandalf, în acest caz, este un personaj, dar printre cele mai importante, într-un fel ca și un dirijor, dacă revenim la exemplul cu sinfonia, care pune în mișcare toate evenimentele. În mitologia lui Tolkien, acești vrăjitori sunt ființe de natură divină, trimise de valari pentru a-i ajuta pe cei care se află pe pământul de mijloc. Și în felul acesta avem practic o serie de ființe, cum sunt Gandalf, cum este Saruman sau cum este însuși Sauron, care sunt mai mult sau mai puțin din aceeași categorie de ființe. Dar observăm că
există o diferență între Gandalf și ceilalți doi. Pentru că ceilalți doi, la un moment dat, au căzut. Au început să fie dominați de dorința de putere și în felul acesta devin răi. La fel ca Merlin din ciclul arturian, Gandalf apare ca un maestru, apare ca cel care îndrumă. În toate locurile de pe planetă se face referire la existența unor oameni care prin efortul propriu au ajuns la o mare cunoaștere și înțelepciune. Odată cu aceasta, apare și capacitatea de a ajuta, pentru că e nevoie de multă înțelepciune pentru a da ceea ce este just și potrivit, în așa fel încât să nu aducă suferință și, într-adevăr, să susțină sau să permită evoluția. Spuneam la început că în stăpânirile lor, printre altele, este vorba despre lupta dintre bine și rău, între aceste două forțe opuse. Aici, stăpânul inelilor este simbolizat de Sauron, alături de alte creaturi de tipul Balrogului din Moria, Păianjenul Shelob sau orcii. Referitor la acest subiect al răului, merită să reținem faptul că Tolkien înțelege și el că răul este ceva necesar în economia întregului univers. Există în univers, există în natură forțe ale distrugerii, există legi care dictează moartea formelor, dar asta nu este ceva negativ în sine, nu este ceva nenatural. Nimic nu ar putea fi dacă nu ar exista creație și distrucție, naștere și moarte. Lumina, dacă vrem o altă reprezentare, are nevoie de un mediu pentru a străluci, are nevoie de întuneric. În felul acesta, sistemele filozofice și mitologiile, într-un fel, ne arată că răul nu este ceva separat de univers, ci este o forță care îi permite binelui să se dezvolte. În plan moral, virtutea nu poate să apară decât în măsura în care învinge ceea ce este inert, ceea ce este rezistent la mișcare. Și atunci, în universul lui Tolkien, de asemenea, valoarea absolută este binele reprezentată prin Demiurg, cel pe care el îl numește Eru. Și răul apare la un moment dat ca urmare a alegerii pe care o fac Melkor, Sauron, Saruman. Așadar, vedem că răul este doar unul moral. El vine din separare, din corupția puterii, din dorința de a domina alte ființe. Și în fine, ultimul simbol despre care vom vorbi este cel al drumului. Toți eroii din Stăpânul Inelilor se află în mers. Toți trec prin diverse aventuri. Uneori se opresc pentru a se odihni și a se reface după un efort intens, așa cum se întâmplă în Rivendell, în Lorien sau în Ithilien. Dar după ce se odihnesc, pleacă din nou la drum. Și există această percepție a alertei, nu? A faptului că trebuie să se miște. Nu este foarte mult timp la dispoziție, pentru că viața este scurtă până la urmă. Așadar, după cum spun și vechile sisteme filozofice, atât din India cât și din Occident, viața este pentru a merge, pentru a explora, pentru a descoperi ceea ce se află dincolo de limitele cunoașterii pe care o posedăm la un moment dat. Astfel apare reprezentarea călătorului, a căutătorului.
Cel care, asemenea lui Bilbo sau Frodo, intuiesc la un moment dat că este o lume largă în afara granițelor micului lor tărâm și se naște dorința de explorare, se naște dorința de a găsi ceva care este indescriptibil. În Grecia antică, această condiție, sau o condiție asemănătoare cu acestui căutător, a fost reprezentată prin imaginea filozofului. Filozoful, așa cum îl înfățișează, spre exemplu, Platon în Banchetul, este îndrăgostitul de cunoașterea pe care nu o posedă. Adică, pentru a porni pe acest drum al cunoașterii, primul pas este să avem modestia de a recunoaște faptul că nu știm, că nu avem răspunsul la întrebările pe care ni le punem despre noi, despre viață, despre diverse lucruri. Și al doilea este să avem curaj de a pleca în acest drum pentru a cuceri această cunoaștere, această înțelepciune care ne lipsește. Și aceasta este invitația pe care și noi vă adresăm, de a călători, de a porni pe un drum al cunoașterii, de a pleca în găsirea acelor arhetipuri pe care foarte frumos Platon le-a reprezentat sintetic în număr de 4 și care sunt binele, adevărul, frumosul și justeția. Iar în măsura în care vom reuși să ne apropiem de ele, evident, nu vom putea să ajungem la binele, adevărul, frumosul și justeția absolute, dar ceva vom puțin mai mult decât sau puțin mai aproape decât ne aflăm în momentul de față, putem să ajungem și asta va face ca și lumea din jurul nostru să fie una mai bună. Vă mulțumesc și vă așteptăm și la alte prezentări ale noastre.